Bună ziua, practic nu se schimbă mare lucru pentru Danșova, pentru că el este oricum în arestul Poliției Capitalei, doar că mandatul de arestare îi expira în 2 ianuarie, iar procurorii au cerut prelungirea acestuia cu încă 30 de zile, iar judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au fost de acord, au admis această cerere a procurorilor, așadar senatorul va rămâne în arest, în spatele gratilor, până în 1 februarie inclusiv. Asta dacă decizia va rămâne definitivă, pentru că în termen de 48 de ore, Danșova are dreptul să o conteste tot la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă reamintesc faptul că el este acuzat în dosarul CET Govora de faptul că ar fi primit 100.000 de euro de pe urma încheierii unui contract ilegal cu CET Govora, un contract pe care compania de stat l-a încheiat cu o firmă de avocatură indicată de Danșova, după ce acesta a făcut presiune asupra directorului de acolo, Mihai Bălan. Iar procurorii susțin că lunar senatorul încasa jumătate din valoarea acelui contract, deși compania de stat avea proprii săi juriști și nu era nevoie de un contract de asistență suplimentară.